Salutare, băieți, bine ați venit la nou episod, sunt de pe serverul Doom România Roleplay și am lăsat cam asta să se audă. Ne-am cumpărat o mașină, am dat ceva bonus pe ea. Am zis că, na, dacă tot am început aici să jucăm. Apropo, vă aștept și pe voi aici. Pe serverul ăsta o să pun tot în descriere de la el. Și da, asta e mașina, adică nu e cine știe ce, mașină de început, măcar ai mașină, mai pe bine zis. Deci, da, apropo, ce vă recomand eu când intrați pe server să vă cumpăr șaormă și da, ca să vedeți bara din dreapta de jos, acolo trebuie na, să mai mâncați, să... A crezut tata că dai mine. Și așa vă acoperă una, două. Băi, vă prezint azi un job nou în care cum să faci bani la început. Ești nou pe server, n-ai ce face, n-ai permisul, că nu a reușit să dai de permis, uite ce trebuie să faci. Frumos. Vii aici, bine, dacă n-ai mașină, na, sună un taxi sau ceva. Nu știu ce cu la 02 de ce, dar na. În fine. Hai să văd dacă tot e în regulă. 2 secunde. Bun. Da, deci vă recomand să stați la roșu dacă deja aveți mașină și permisul luat, pentru că, da, se poate să vă prindă poliția și să vă suspende permisul. Da. Bună ziua, bună ziua. Dragoș Alexandrescu de la Poliția de Frontieră. Aș avea și eu nevoie de un buletin dacă se poate. Să se actele. Din sertar. Da, poftim. Mulțumesc. Alex Tătar? Da. E tătara Alexana. Ok. La naștere a pus la Un nume. permis auto, dacă se poate. Da. Ți-l dă el. Aha, și vă rog frumos să vă dați jos din mașină pentru o percheziție corporală. Stați puțin. Și după așa o percheziție a portbagajului. Vă rog frumos, veniți aici. Na, bine. Așa e bine? Da. Nu, bine. Da, mai stă poliția pe aici, asta e. Mamă, Se pare că nu percheziție. aveți nimic ilegal la dumneavoastră. Da. Și acum și la portbagaj. Păi, nu mă bag abia de m-am luat mașină și totuși n-am de unde, oricum. Ah, ok. Da, să mă că n-aș fi venit pe aici dacă te-aș fi văzut. Da. Ok. Aveți 50 de lei să plătiți taxa de trecere? 50 de lei? Da, 50 de lei. Păi atunci cu metri mă duc și mă întorc. Cam mă Nu. duc aici la pădure să lucrez. N-am de unde. Păi, 50 de lei. Da, nu am. Mi-a cumpărat Păi mâncare, atunci nu că... treceți, Na. nu știu. Atunci mă întorc. Atunci o zi bună. Da, la fel. Am să recomand și la alții să nu treacă. Hai. Ai cură. De 50 de lei. Bine, avem bani, dar 50 de lei, stai un pic. Am și eu o întrebare numai. Bine, n-am voie ce am făcut aici, dar 50 de lei nu e chiar să plătești de început. Adică stai numai că mă duc eu până la poliția aici să vorbesc cu domnul polițist. 50 de lei, bă, nu mă cac pe mine, dar n-am. Un de vehicul, un cuie. Da, mai dai decât un topi, dar bine, nu vă uitați la pantalonii mei, pa, asta e. Ce să fac? Unde poliția asta? Bună ziua! Hai că bună ziua, dacă... Da.
Hai că mergi. Hai să sunăm până poliție, să am înțeles. Nu-i un pic. Lăguț, așa să zic, trimite servicii. Bun. Bună ziua. De lei. Vă dați seama că la câți playeri intră și ies acolo. Ăsta își face salariul. Păi, stai un pic, aia e mită sau e... Dă-te... Să nu-mi... Mamă, îi depun o plângere a dracului. Bine, nu mă cac pe ei pe mai așa, dar da. Mai în regulă e să întreb un polițist să vezi dacă e în regulă decât să vedem că hai să mai prind și o țigară decât să-l dau la 50 de lei. Ce, la 50 de lei mă duc și mă apă și mâncare până la urmă. Mă scuzați, am băut un pic de apă între timp ce am fumat. Mai are bine un pic. A, să așteptăm să vină nesimțitul ăsta. Dacă te-mi au luat apelul. Bă, îți puțin nu sunt tare mulți, dar concertul, 55 de jucători la amiază e bine. Giale pe meu cu Lada. Am înțeles, pot să claxonez până mâine, că e... Da. Mai v-am întrebat în episoadele trecute dacă vreți să începem o scurtă poveste, să ne facem povestea Bună ziua, noastră. dumneavoastră sună la poliție. Bună ziua, da. Nu, Stați sunteți puțin să mă duc polițistul? să mă schimb și revin. Ah, am înțeles, ok. Asta nu cu țigară pe jos și mergem înăuntru. Stai un pic, dar mi-ai dat permis înapoi. Mai aici, domn. Cri, cri, cri. Da, bună ziua. Bună ziua! Aș dori să... prima dată aș avea și o întrebare și după o plângere, să zic așa. Am fost aici, la frontieră, și m-a prins că m-a percheziționat tot, a fost bine, până a zis că la ieșire trebuie să plătesc 50 de lei. Problema e că dacă nu am de unde, că n-am, mergeam la muncă acum, acolo pădure, Ok. n-a vrut să mă lase să trec. E chiar în regulă că este asta cu 50 de lei? Da, este băgat în lege. Am înțeles. Păi și dacă n-am de unde să-i scot să ies? Îi explici frumos și dacă nu înțelege, I-am zici că trebuie să explicat. vezi cu gazul cel mare. I-am explicat la om și am zis că na, chem un polițist să văd dacă chiar e... Că n-am. Acum out of character puțin, am un ticket, mă aștept puțin. Da, mă duc la treabă. Da. Da. N-a să zic nimic. Asta e. Da. Merem, pe plătim la 50 de lei. Dacă e... A, să se facă banii de flori. N-am vrut să vorbesc urât, dar... Păi vine un player nou pe server și cere numai așa banii, păi stai un picometru că nu-i hăpt așa. Hai să mă duc să-i plătesc, mă, pe el. Hai de întoarcere cu Renaultul ăsta, zici că... Hai că nu vine nimeni. Hai să merg să vă arăt și jobul. Da, cum e trai că mă duc să-ți plătesc. Da. A, 50 de lei. Da. V-ați răzgândit, da? Păi, n-am. Dar de altă dată la cei care au ajuns acum cu avionul, te rog frumos să nu... Că spărea mulți într-un fel sau... Na, nu știu dacă e chiar în regulă, știi? Stai că Păi, e acum în dau regulă, banii. asta e faza, că Am scrie înțeles. și acolo la noi, pe anunțuri, că trebuie să luăm 50 de lei taxă Păi la și dacă... vamă. Și dacă vine pe jos și nu vrea să plătească?
Păi pe Stai jos că... nu prea vine nimeni, asta e A, faza. dar vorbește, te rog frumos, mai încet. Păi pe jos nu prea vine Așa, nimeni, asta e faza. ne putem înțelege și noi. Două spart Da, scuze. urechile. Stai un pic, domnul, că nu mai găsesc portofelul. Interacționează, da. De aici. Ok, hai, deci acum a doua barieră. Te rog frumos. Mă, că pentru banii ăștia... Pentru banii ăștia ar trebui să-mi stai și capră, mă. Dați. Da, mersi. Plăcere. E, da, n-am, mai nu, poate s-au pus regula asta, dar 50 de lei, mă, pe ei, 50 de lei. N-am. Mai bine nu ieșiți din oraș, vă căutați ceva ciuc în oraș. Dacă sunteți noi, vă dați seama că, na, bine, că nu tot timpul stă acum e duminică și, na, fac ce și el, oricum banii ai bag în buzunar de-l dracu. Na, bun atunci. Hai să începem și noi treaba. Nu e rol pe că mă duc acolo cu atâta, dar... Asta e ce să zic. Mai trecem cu vederea, oricum... Nu-l editez așa și las, deci ce vreau să zic, că... Cum ar fi un mic livestream? Na, fii atent, deci fii atent, vii aici la Georgica. Așa e numele, n-am ce faci. Și apeși pe avansa pentru a vorbi cu șeful de echipă. Nu mai vineai? Aule, pula. Trebuia? Da. A, la treabă, du-te și lucrează niște lemn. Lemn, da. Dar n-am echipamentul. Crezi că-mi pasă? A, da, îmi pamă. No, bun. Mi-a lăsat și-a vorbit cu tine. Deamu, let's go. Durează un pic, da. O să vedeți pe videoclip. Dar suma pe care o să o primiți la final, mami, stai că e mai greu un pic. Suma pe care o veți primi la final o să fie chiar faină, adică o să vedeți. Nu știu ce costă 0 decât, cred că pentru promovări, nu pentru, nu, ce zic și eu, pentru cum ar fi un fel de VIP, știi, coinuri de alea. Cum ar fi Doom Coins. Na, atât că nu ai moduri, începe aici, trebuie să aștepți un minut de fiecare dată. E un pic, na, vă înțeleg că poate nu o să aveți chef de, da? Proces, ce gol, au băgat un gol acolo. Și ce, la patata, la 150 de mii, să dă wipe sau ce? Mă, mai știi? Cine știe cum e pusă. Na, hai că imediat terminăm. Hai că am răspuns și la un mic. Da, deci n-ai emoturi, n-ai nimic, trebuie să stai ca omul. Și asta e. Da, și cred că, da, după cum am zis, am filmat și pe Gods, Hades, Slash Hades, România Roleplay, alo Epic Shorty, e fain serverul și ăla e destul de fain. Dar, na, am zis că dacă toată lumea s-a apucat pe aici, atunci mai bine să stăm pe aici. Și na, e mai în regulă, așa. Bă, ce zic, să nu uitați de butonul ăla de like și subscribe, că mă ajută foarte mult și să nu uitați că la 3000 de subscriberi, dăm un giveaway. Depinde, dacă facem până de Crăciun, e perfect. Cadou de Crăciun de la mine. Îmi pare rău că nu am fost așa de mult live stream încât... Cum zic, am tot promis că voi face live-uri în alta, dar nu, deja jobul pe care îl încep de fiecare dată la 3 dimineața. Da, e un pic că ciudat. Când am 3 dimineața, poate zici că mințesc, dar nu mințesc. Asta mă ocupă foarte mare parte din timp, când vin acasă mă pun un pic să mă odinesc, mă pun un pic în pat, na, ce faceți și voi după ce veniți de la școală, liceu, facultate, nu știu,
vârsta medie pe care o aveți, pe care mă urmăriți pe mine. Și nu, asta mă ocupă foarte mare parte din timp, așa că mai bine prefer să fac niște episoade. Dacă o să fie cu cineva care vrea să facă roleplay sau un alta, să-mi scrie în comentarii, pe Discord ne auzim, îmi dați tag. De obicei cam mai spre seară filmez, mă depinde. Duminică, în exemplu, filmez mai de dimineață, depinde cum am timp. Astăzi, aia am fost la muncă, depinde. Eu zic odată că nu fac sâmbătă sau duminică episoadele. Așa, nu, ne auzim pe Discord, mai interacționăm. Și încă ceva, dacă veniți pe server, să nu cereți, dacă veniți pe ăsta, pe canalul meu de YouTube, să nu cereți moderator, pentru că nu o să mai dau moderator deocamdată până nu voi mai vedea persoane active. Deci, da, e posibil aici să vă dea în același loc. Asta e. Deci, am zis să amintesc mulți din moderatori care nu au fost activi. Mulți cer doar să-l aibă. Dar de acum voi face în felul următor, nu-mi trebuie banii voștri. Dar dacă mă obligați în chestii de genul, voi pune 5 euro moderatorul. Asta e. Deci, care mai vrea moderatorul, voi pune și în descriere 5 euro. Ca vorba aia, eu îți dau moderatorul, dar măcar să știu pe ce ți-l-am dat până la urmă, adică nu e de wow, cine știe ce. Mă avea de fost 19, nu, 20%, 19%, să cât o fost, mă, cred că mă uitat golul ăla, mă uitat pe videoclip după aia. Chiar erai 20%. Na, păi așa, dacă lumea tot lucrează, tot lucrează. Na. Vă dați seama că ce, cât de repede se va umple plena, să zic așa. Aoleu, ce am picat de acolo. Da, mă scuzați că, na, un pic de rage. Bă, îmi zice ce-mi place, ce e diferit față de alte servere. E că aici, în zona asta, deci cam pe aici vine. Nu trebuie să vă luați nimic, nimic, nimic. Veniți aici frumos, vorbiți cu George, ați început treaba, vă dă el checkpoint-ul, apăsați, vedeți când scrie. Și asta e. Numai atâta, că nu, băi, da, e să vă luați apă și mâncare neapărat, să aveți mâncare la voi. Și, uite, cu 2000-3000 de dolari deja ți-a luat o mașină. Cam asta este adevărul. Ți-a luat o mașină, nu știu câte ore am. Ia acolo, 4 ore. La 2 ore vă puteți deschide un card de credit, adică nu, card de credit, un card. Și acolo în dreapta sus o să vă apară banii puși pe card. Primiți 1000 că deschideți, nu plătesc nimic, că nici la deschidere nimic, e easy, e hard roll, pe de-aia e și easy pe lângă chestiile de genul. Permisul nu-l plătești, care, nu, no, poate pe viitor, ceea ce va sugera pe voi dacă știți așa bine cu permisul, întrebările sunt din viața reală. Deci întrebările sunt din viața reală, am uitat sau nu știu, cred că v-am zis de acolo. Așa că mai bine pur și simplu ai dat de permis pentru A, B, C, tier un alta, tot ce ai acolo. Și te-ai băgat frumos, te-ai cumpărat, mergi, faci ceva roleplay, faci de toate. Pentru cine face YouTube și se uită la mine pe comunitate, sugerez chestia asta. Crezi o poveste, crezi ceva frumos. Na, nu poți să, tot timpul să, da, dacă e mai multă activitate, să zic așa, în care să fie și aici la pădurar mai multă lume, dar nu, știți cum e, mai multă lume, mai mult fel. Asta e. Deci, pe ăsta adevărul, unul din 5 persoane trebuie să facă fel. Deci, na, acum zice, du-te la George să-ți dea altceva de făcut. Deci noi aici am terminat. Frumos. Hai șeful. Wow, ai reușit să termin. Da, eu. Mă mir. Bă, cam neaș. Poți să... Hai și șlefuiște lemnul. Trebuie să mergem să șlefuim. Omor. Ai zis ceva? Nu, șefule. Am știut. Mă sute de adică... Sper că vedeți asta. E un mesaj... N-am.
E un mesaj acolo pus. Da, altceva n-ai, pe altundeva n-ai pe unde să te duci, asta e. Deci, puf, te-ai dus, ți-ai făcut treaba, salut. Mergi după Tottenham pe la George, nu, hai că vi le arăt până la final, n-am ce, mă uit de 20 de minute, dar da. Păi, poate ziceți că nu fac roleplay pe videoclipuri, să ziceți așa. Dar mi-e place să vorbesc și cu voi foarte mult, și dacă nu sunt live stream. Eu, cum ar fi, vorbesc cu tine ca să-mi pricepi la ce zic eu, știi? Când e de rol, păi da, frate, ați văzut și acolo, am făcut rol, pe când a fost nevoie, asta e. Nu am... când e de rol, pe nu mă retrag. Numai îmi place să vorbesc mult pe videoclipuri, cum e și pe live stream-uri. Ar fi, cred că lumea ar zice, bă, că asta cred că vorbește de unul singur, nu? Nu, nu vorbește de unul singur, vorbește cu comunitatea întreagă lui. Că fără voi n-aș fi ajuns aici. Asta e adevărul. A, aia am pe acolo intrare, nu? Cine l-a văzut? Mai ușor e să merg pe acolo să sar. Asta e. Bine. Nu, no, mergem la George să-l împletească cu munca. Gata munca. Da, șefule, mă mir. Aia e haiați 590, deci aici depinde. Odată îți dă 800, odată îți dă 500, odată îți dă 900, odată îți dă mai mult. Nu. No. Asta trebuie să mai vedeți. What the fuck, deci cu cine știu ce a fost acolo. Bine, eu am fost am happy. Stai să-mi deschid ca și vehiculul. Eu am fost am happy, vă aștept pe serverul Doom România Roleplay. Aici o să jucăm de acum încolo, să creăm o poveste. Și când nu s-a mai putea, lăsăm totul jos și ne mutăm pe altul. Asta e. Am zis-o, trebuie zisă, n-avem ce face. Eu v-am lăsat. O zi frumoasă aveți. Puf, vă pup. Ciao, ciao.